Joe Biden a ajuns în Arabia Saudită pentru o vizită de 2 zile. Războiul din Ucraina și geopolitica încurcată din Orientul Mijlociu l-au determinat pe președintele american să revină asupra discursului după ce promisese să facă din monarhia wahabistă un paria din cauza uciderii în 2018 a unui jurnalist exilat. Momentul întâlnirii dintre Biden, liderul din Iran a fost unul rece care s-a lăsat fără zâmbet. Întâlnirea crucială a început cu o strângere de mână când prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman l-a întâmpinat pe Joe Biden la un palat regal din Jeddah. Întâlnirea, surprinsă de televiziunea saudită, a avut loc în momentul în care Biden a coborât din limuzina sa prezidențială pentru o vizită menită să reseteze parteneriatul de lungă durată dintre Statele Unite și Arabia Saudită. Nu au existat însă dovezi de apropiere între cei doi și niciunul dintre aplauzele sau zâmbetele pe care Biden sau prințul moștenitor le afișează de obicei atunci când salută alți lideri. Până acum, Biden a refuzat să vorbească cu Mohammed bin Salman, presupusul moștenitor al tronului, deținut în prezent de tatăl său, regele Salman. Biden a criticat aspru regatul bogat în petrol pentru abuzurile sale privind drepturile omului, în special pentru uciderea lui Khashoggi, un jurnalist saudit dizident. Mai mult, Biden promisese în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 2020 că va face din Arabia Saudită un paria dacă va fi ales. După ce a ajuns la Casa Albă, el a anunțat încetarea sprijinului Statelor Unite pentru angajamentul saudit în războiul din Yemen, a scos Houthis de pe lista neagră a grupurilor teroriste din Statele Unite și a declasificat un raport al serviciilor de informații americane care concluzionează că MBS a aprobat operațiunea de capturare sau ucidere a lui Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul.